se întâmpla fix cu 100 de ani în urmă. Bună, Claudiu, ce faci? Salut, Tudor! Ia zi! Ne aflăm în data de 16 ianuarie, 3 ianuarie pe stil vechi, în urmă fix cu 100 de ani. Vom continua prezentarea noastră în succesiunea corectă a evenimentelor. Colega mea ieri va prezenta despre scandalul diplomatic, despre arestarea lui Diamandi. Astăzi, în 16 ianuarie, după ce în dimineața aceleia zile avusese loc o ședință a Consiliului Generalilor, prezidată chiar de rege, la care vor participa între alții și Bertlou, generalii Voitoianu, Averescu, Tache Ionescu, în prezentarea situației din, după frontul din Moldova, la finalul acestui consiliu apare un ultimatum adresat de Sovietul Comisarilor Poporului Rus, ultimatum care era adresat guvernului român, în care se precizează ca România să schimbe atitudinea, pentru că altfel vor trece la represalii militare. Uh-huh. Despre ce era vorba? Era o continuare, de fapt, a unui incident care avusese la Moinești loc în urmă cu 5 zile, atunci când regimentul 139 din corpul 49 fusese încercuit de armata română, fusese dezarmat, o parte din membrii arestați, ca o consecință directă a fost loc chiar arestarea lui Diamandi. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte însă, înregistrăm în aceeași perioadă în Moldova mișcări de trupe. Iată cum se arată aici mișcarea trupelor ruse într-un document. Trupele rusești care trec, pornesc din Ungheni. Avem o notă chiar din Burdujeni, de la un comandant al unui regiment românesc. Foarte tare. Deci se trece în partea de înspre, trebuie să trece trutul. De asemenea, trebuie să spun că condițiile de iarnă, condițiile grele prin care trecea populația, ne-a determinat să căutăm și să găsim în arhive această notă adresată ministrului cultelor și instrucțiunii publice, o notă în care, după cum vezi, iată și atunci, într-un orfelinat de copii, din totalul celor 47 de copii, din care 43 sufereau de conjunctivită și de scarlatină. De ce ai deschis colecția Lumina la pagina asta? La pagina aceasta, pentru că am vrut să-ți arăt și să arăt telespectatorilor tăi o reclamă, de fapt un apel la întâmpinarea pirateriei comerciale. Iată, și atunci se falsificau anumite produse. Nu confundați preparatul nostru cu alte produse similare care imitează ambalajul și reclamele. Consumatorii erau avertizați, spuneau cum arăta într-adevăr acest produs original: cafeaua mocaina, o turcească aromatică, o cafea cu lapte delicioasă, un zvaț gustos. Se obține numai cu cafeaua mocaina. Vreau să-ți mulțumesc mult, Claudiu. Eu filmam acum articolul de fond din ziua de fix, acum 100 de ani, unde titlul este... Poate scris azi dimineață sau azi noapte, se stinge neamul. Era fabulos, fabulos, având în vedere ce se întâmplă acum, Claudiu, în România. Ca o consecință directă a ultimatului de care vă vorbeam la început. Îți mulțumesc foarte mult. Ne revedem mâine cu voi, cei de la Arhive. Toate cele bune. Mersi mult.